Vezi că pe reguli de box cu mânuși de MMA e destul de... Nu e așa de greu ca cu mânuși de boxă, cu mânuși de MMA pui jos rapide. Nu o să accept o reguli de box, că de-aia am genunchi ăștia, de-aia am costele astea, de-aia am tibiile astea și am dat cu ele de mi le-am rupt ca să le folosesc într-un meci. Înțelegi? Parcă, mama. No, așa e cum fie, cum zici tu. Toată mea tap-tapul, toată mea tap-tapul, să mă tine și e tap-tapul. Auzi ce zice ciobanul, că el deja s-a și îmbătat cât ai vorbit. Dar pe spune la ciobanul că n-am intrat de două zile hăb de asta să nu mă enervez și nu mai intru iară două zile. Eu intru și la 2, 3 zile, 4, 5 zile ca să nu fiu nervos. Știi că dacă după antrenament de obicei ești mai nervos, mai turbat așa. Auzi, spune la ciobanul, ascultă-mă, spune la ciobanul că să-ți țină pumnii pentru că ești prea timpul. Îți ține la amândoi, că ești băiat cum și tu, dar mai mult ține cu mine. Cine mă cunoaște cu adevărat, știe că îmi doresc strict să-l bat pe Kamaz în ring. Ce vorbim noi aici pe TikTok? Vreau să-l fac la psihic până la mea să bag frica în el. La meci îl bat eu în ring, până atunci îl bag frica în el. Și gata. Cel mai fain e frica. Ce fain e emoțiile alea, bă. Pentru că eu sportiv de performanță, știu, nu-l înjur, nu-l înjur, nu-l înjur de familie, de copii, ce am eu, eu am stic Kamaz, numele Kamaz, vreau să-l fac. Nu-l înjur eu nici pe la Bagio, la ce mi-a înjurat familia și morții, nu l-am înjurat, încă am binecuvântat familia. Eu vreau să înțeleagă toată lumea, vreau să fie meciul cât mai dorit, să vă fac pe cât mai mult curios să vezi cum îl bat. Că dacă îl bat și nu vede multă lume, nu-i televizată cum trebuie bătaia, așa să fie, să vadă toată lumea cum îl bat. Să vadă cât mai multă nu lume. De-aia îmi doresc să stai măcar 3 minute ca să simtă că durerea, că bătaia doare tare. Eu știu că doare bătaia. Am mâncat multă. Dar el o sfată. Ăștia care vorbesc nu o dat-o în pumă, ăștia care vorbesc nu o dat-o în pumă. Pe mie m-au sunat profesor și o zis, bă, Lupșe, să-mi bag picior dacă nu jos pălăria că ai semnat meciul cu Kamaz și dacă pierzi și dacă câștigi, bravo pentru curaj, mă, că ești acolo în ring. Aia înseamnă curaj. Restul, bă, care vorbiți, să-mi bag și dacă nu vă, îi se rupe Pampers la cur. Îi se rupe Pampers la cur de frică și de morcovi. Nu știu, mă uitam la Dida și mei și îmi imaginam că oare cum o să ieși tu din ring? În mâini sau în picioare? Că cât poți la ăsta? Ca să aduc patru jocuri, îți cumpăr o pereche, că tu nu o să ți mai găsești patei când termine meciul. Da, ai mă liniștit, am zis și te conduc să-ți iei. Dacă trebuie, o să te și încalți și îți leg și returile după meci. Caută-ți un adversar de 130 de kg, măcar dacă nu găsești mai greu și vezi cum e să te lovească unul la kilogramele alea, vezi? Mie îmi zici. Păi ție cum, că tu te-o-l dai în... 142 de kg, o să văd acum, am 24 și am mai avut 130 ceva și am văzut cum lovește. Și nu loveai bine la kilogramele tale atunci când erai mare? A tu dacă aveam eu, atât tu cu mine vorbești, dacă eu sunt de 140, de 130, nu, 140... Nu, ar trebui să mergi să-ți cauți un adversar, să te antrenezi, că eu să vezi cum te loveai la kilogramele alea. Dar cum să nu mă, dar n-am avut, mă, m-am bătut cu așa om și interval am făcut cu boxior de 140 de kg. Dar au avut burtofobe sau folța? Nu, că solido, cum, mai așa ca tine. Înțelegi? E, și n-o dat tare. Cum să nu? Uite, așa mi-a făcut barba dintr-un pumn, așa, uite, așa, instantaneu, bă, instantaneu. N-ai picat jos din pumnul ăla. N-am picat, mi-a făcut barba instantaneu, uite, așa, gâlmă. Dacă picam jos, mă omorea, eu știu asta, l-am spart după aia. Nici să mă bată, mama, îmi dai... Este mult mă foc, este, uite, întreabă, au fost multă lume acolo, au fost și leanții de față și au fost mulți acolo. Nu are rost să vorbesc acum, dar omul-i forță, chiar ești, noi fraier, că au bătut o grămadă de oameni. Dar bine, cu mânuși de box totodată. Nu bă, nebunule, interval am făcut cu pumnii goi, ce-i cu tine? Da, să mă bată mama, ți-o dat pumn în barbă, boxor și n-ai picat jos. Uite așa gâlmă instantaneu, uite câte tare. Mă, du-te mă, oamenii ăsta. Până aici mi-a făcut gâlmă, înțelegi? Da, mă. Și n-ai picat jos. 70 de oameni au fost în față la Divino, în Zalău. 70 de oameni erau acolo, băieți, copii, femei, toată lumea era acolo în față. Ce cu ce trebuie să-ți dea în gură, mă, să fii jos, mă? La, acum e problema altora, nu e lui ăla, că el nu a reușit. Poate tu să reușești. Schimbăm tactica, nu-i mai dă la barbă. Poate tu să reușești. Poate tu să reușești. Bă, sincer, de dus duc cât de cât. Nu, acum duc. Nu știu dacă duc cât tine, că văd că tu duci și tu, dar eu duc cât de cât. Băi, cu barba oamenii buni nici nu am probleme, dar la fica nu știi cum stăm. Acolo e problema, că la te lasă, la nu știi când te lasă. Ce mă lasă? Am zis că, Tomi, că cu barba stau și eu bine, dar cu ficatul că nu știu, că la te lasă când nu te aștepți. Acolo ăla e altceva. Acolo, da. Ficatul te ia după 4 glas că ți arătă nimic cum te ia ficatul.
Să vezi cum te ia după 4-5 secunde. Ce, după ce lovești la 4-5 secunde, simt curerea? Îmi bapă, ăla, uite, chiar ești la mine, la europene. I-am dat la 1 ura, m-au și din întorcere, înficat. Bă, o picat jos, într-o secundă a fost în picioare și s-a pus în gardă. Bă, când l-am văzut, m-am zis, no, dă-o un pisica, mă, zic, ce-i fac eu la asta? Și-a făcut un jumătate de pas către mine, vreo 3 secunde. Și după 3 secunde, da, acolo. Bă, gata amândoi. După 3 secunde, bă, nu mi-a venit să cred, m-am panicat, zic sincer. Bă, când l-am văzut cum i-am dat din întorcere înficat, și-o picat în genunchi și-o ridicat într-o sutime de secunde, a fost în gardă și-o venit spre mine. Și după ce a făcut așa o jumătate de pas, uaaa, s-o ghebui și-o început să bată. Deci picatul după vreo 3-4 secunde... După 2-3 așa șmecherii, picatul când te prinde, știi, când e nici nu te ia din prima, după 3-4 secunde ți-e gazul din tine. Bă, l-a s-o ridicat în picioare, nu glumesc, m-am speriat când am simțit cu câtă putere am dat în el. Și l-am văzut că-i sus într-o secundă, primul gând a meu a fost, fără să te mint, domne, ce-i fac eu la ăsta? Ăsta a fost primul gând când l-am văzut. Mai e pușca mea, ce-i fac eu la ăsta? Când l-am spus așa. La ficat, când e, ce simți? Anestezează sau ce simți? E nașpa, bă. Îți e aerul? Îți e gazul, îți e tăt, e ghemuiește, tăt te adună. Dar stai că mâine îl pun pe ăsta să-mi dea tare la ficat, că tăi mi-o dat, dar n-am simțit nimic până acum. Nu ți-o dat tare, înseamnă, bă. Bă, ascultă-mă, pe ficat e mai bine ți-ai pe barbă decât să ți-ai pe ficat. Așa îți spun că... Auzi, fără, Caterin, că mi-o dat croșeu, e stânga cu mâna ridicată, să văd cu abdomenul încordat și nu o simțeam nimic în partea dreaptă. Las că în meci nu trebuie să ridici mâna, că îți dai eu pe lângă mână și simți. Dar nu, că vreau mâine să văd antrenat să pun să-mi dea mai tare. Păi, uite, scrie, poate nu știe la unde e ficatul și s-o fi dat într-o bucă, că tu cum ești mare, așa cald de 2 metri, eu fi prins buca, eu fi dat în bucă. Omă, eu spun că cu ficatul lui e joacă, că eu am văzut că eu la ficat e, nu-ți vine să crezi, dar spun că vreau mâine să dau mai tare, să văd cum e senzația. Roman, am doi. Am unul micuț și un club alsacian. Am unul micuț și un lup alsacian. Dar la mic ce rasă-i? Cum? Dar la mic ce rasă-i? Ia uite, Freddy? Uite-l pe ăsta mic. Ia, uite. Ce-i? Nu-i pe chinezii. E tomberon. L-am găsit pe stradă. E ăsta pe chinezii, ăsta de cameră. Nu are nicio rasă, e tomberon. L-am găsit pe stradă, l-am înfiat de pe stradă, că l-am găsit de drum. Hai dat 4 că am dat fi să facem provocarea de viteză. Oamenii mă mai dau meciul ăsta cu Camas și ies afară că mă pun să mă obișnuiesc și mă pun antrenament. Animănui, Vlad nu o să fie niciodată. Vlad nu o să accept în viața mea. Dacă mă bate să rămână, dacă nu mă bate, la revedere. Da, asta e, eu sincer cele mai urât este pe ficat. Ficatul te înțapă. Pe doi, când a fi să facem ori doi oameni, că dacă tot ai fost și te-ai bătut cu boxior profesionist, mă mir că nici un boxior profesionist nu s-a zis lucrul ăsta, că ficatul te înțapă cu întârziere. Nu, mă, eu știam că la ficat e cel mai urât, că eu, că nu te mai ridici, stai mult până te fac. Te înțapă cu întârziere, ai impresia că nu, că eu, ok, am scăpat și după 3 secunde te ghemuiaște, uite așa te face, tătătăt, ghem. Alex, frate, respect maxim. Alea sunt la urmă. Îl cunosc pe leanții normale, frățiorul meu, George. Adrian Costea, te salut și eu și te pup. Da, eu n-am treabă, eu las să viseze, așa cum îmi scriu alții, mie că visez, las și pe el să viseze, că avem voie să viseze. Mă, ce lumea, nu că visez, bă, termină-te cu visatul, eu spun lucruri pe nume, eu mă pregătesc, în capul meu e victorie, ce-am fi la meci, eu accept și înfrângerea, dacă ești mai bun ca și mine, ce pot să zic? Că-s realist. Mulțumesc, frate. Vlad. Nu, eu n-am treabă, nu. Nu mai îl ascult. Îl las să vorbească, să creadă vorbele. Nu treceți voi care vorbiți, eu am mentalitate de campion. Eu până la meci nu accept. Florin Beleaua. Beni, sportivul, te pup, frățiorul meu, te salut cu drag. Atomul, frate Lenghe, respect. Salut, Beni, sportivul, Marian Rus, oficial. Te pup, frate, Ciprian Pop. Până la meci, dacă nu, numai victorie. După meci, dacă se întâmplă, Doamne, fer să pierd meciul, strâng mâna, fericitul fă mai bun. Acum ați dat urmărire, Beni.
Nu există așa ceva. La mine în cap, mentalitatea de campion, numai victorie. După meci, dacă se întâmplă neprevăzuta, gros pălăria o mai bun ca și mine, înseamnă că-s fraie. Nu m-am pregătit destul. Vă promit că o să încerc să arăt cum e păficat. O să încerc din tot sufletul să vadă cum e păficat. Tu crezi că-s fraier dreapta aici, o țin păficat, o țin. Pe barbă și păficat, aia nu pleacă de acolo, numai când dau o șeie. Barba să-ți o bagi în seif, că n-ajunge să ții dreapta la ea. Da, Darius, frate, lasă cu așa cum îți mic am a minimă mare. Cum îți mic, cum zici tu că îți mic am minimă mare? Ce mic da, ești la 2 metri? Păi nu, mi-a zis că îți mic, așa cum îți mic, da, minimă mare. Da, spun asta eu. Da, e adevărat, că inimosești. E așa, e ca bou și nu știe numai înainte, știe orice, nu are treabă, el se duce, haide, haide. Ce voi, dacă fost, voi, dacă ați fi fost în locul meu, dacă nu, când vă sunai XF-ul, cereați 50 de milioane să vă bateți, măi, n-am negociat. Așa au făcut alții, nu așa au făcut alții, fără să mai facem reclamă la putregaiul. Nu așa au făcut alții, 30 de mii, 40 de mii. Da, trebuie să vorbesc cu domnul Vieru, că poate facem o chetă și dăm 30 de mii la ăștia care cer. Și apoi se vezi când îți 30 de mii că ajunge la 50 de mii. Nu vrea niciodată, după ce are alte pretenții. Normal, da, frate. Zi, de la 30 de mii ajunge la 50 de mii. Știi ca spune cuvântul oameni buni. Marian Rusu, te pup, frățiorul meu. Marian Rusu, oficial, te salut. Vă promit să fac o meci mare. Vă promit să fac salut, Marian Rusu, te dacă pup, frățiorul. Dacă o fi mai bun ca și mie jos pălăria, dacă nu, asta este. Și gata. Asta înseamnă să ai sânge în instalații, să vezi lucrurile cum se treabă. Salut, te salut și eu, Tener Gen. Unul numai poate să te știi, oameni buni. TNX, te salut cu drag. Da, bă, adevărul e că instalația ai, inima ai, că ești curajos, nu neg deloc. Dar de unde ai nebuniile astea în cap și visele astea așa? Asta nu le înțeleg. Pentru că am progresat foarte tare din decembrie. Ale mulțumesc, ale Alexandru. Ale mei spune în fermător, bă, lup, și tu dacă te-ai apucat acum de sport, de contact, de performanță, ai rupt pe România în două ce inima ai și ce sânge în coi ai. No, ce asta să mai da, dar apucă-te! Păi mă apuc, că vreau să facem un meci bun până cât mai avem până în 24 săptămâni? Două luni jumate aproape, două luni și o săptămână. Aproape două luni jumate, nu? Două luni jumate aproape trei, că suntem la început. Iulie, august, septembrie, deci aproape trei luni. Omega, da? Frate, respect. Pregătește-te bine. Păi asta spun ție, că mi-au spus, bă, la ce luptător sunt amul în România, la grei, frate, ți-i rușine. Păi, după un picior dau să întorc cu curul în ring, mă, fraților, mă. Mi-e cirul și e vără capire, mă, nu vorbesc prostii. Dar nu mai sunt luptător cum era omul 10 ani cu inimă, ia, să ducă până la capăt, că duce într-un picior, scoapătă, dar duce meciul. No, și asta vă zic, eu ce vă pot promite să fac o meci mare, și care a fi mai bun să câștige, că oricum eu mă pregătesc la victorie. Apoi, băi, eu mă repet, nu te subestimez absolut deloc. Absolut deloc nu te subestimez. Și o să mă pregătesc pentru tine. Mulțumesc! Holocici, Răzvan Pușcaș, Joker, Șufi, Frodo, Radu, mulțumesc, Miha, Luis, Alex și Alexandra, vă pup și vă mulțumesc. Ascultă-mă, eu nu mă pregătesc pentru tine la mișto. De-aia mă duc și de două ori pe zi la antrenament. Că nu o să te subestimez deloc, că ai handball în spate, forța în brațe, știu sigur că le ai. Și o să am grijă să simți diferența dintre sportul tău și sportul meu. O să am grijă să simți diferența aia. Și să vezi, o să am grijă ca data viitoare când o să ai meci, să-ți dorești cu adevărat să ajungi la 120 de kg, să nu mai vrei să te mândrești cu 142. Păi da, dar eu pentru asta, asta e atul meu la meciul ăsta, că am programe puse, se contează foarte mult. Nu, mă. Bine, dacă tu zici că e atul tău, bine. Bine. Kilogramele și forța e ceva în plus. Dacă slăbești, eu ce fac, frate? Mai forța aia. Iani, vezi? Uite-te la brațul ăla. Îl vezi? Da. Îl vezi cum e? Și n-am numai 113 kg, 114 kg. Și de ce crezi tu că trebuie să ai 142 de kg ca să ai forță? Da, mă, că eu mă bazez să te pun la sol și la sol. O să vezi că contează kilograme, o să vezi. Da, bă, dar ascultă-mă, kilele alea în plus n-o să te ajute nici la sol. Crede-mă ce spune băiatul. Dacă nu ți-o dai strangulare pe-n presare, să mă bată mama dacă nu. Să mă bată mama de mă urc pe tine dacă nu te sufoc. Numai cu greutatea mea. O să vedeți dacă nu. Luzer, mulțumesc, frate. Da, nu știu, lapte gros, cred că el crede că jucăm lapte gros, nu știu ce crede el că jucăm acolo. O să vedeți că el râde, dacă el prinde, frate. Te salut, User, te salut, Luis, mulțumesc, te salut, Bunea Gabriel, te salut, Andrei M, te salut, Buciuman, Alex, te salut.
De alerg un tip în ring cu el și mă împiedic cu el și îi fac fractură. La kilogramele mele de cap pe el îi fac fractură. Îi rup gleznile jos. Da, mă, că jucăm lapte gros în ring noi. Stăm și jucăm lapte gros, nu ne batem. Da, mă, așa e. Joker, te pup, frate. Alex Matei, te salut. Normal, mă, dar eu pe asta mă bazez. Îl pun mâna ca ursul pe el, am pus la soția mea. Substanță cenușie, am 1,94 m. Nu știu, cred că tu i-ai dat ceva lui Lupșe de visează în halul ăsta, substanță cenușie. O să vedeți că așa o să fie. Mă ferez el pe picioare, că dă ca turbatul, îl pun în brață la sol, la solea mea. O să vedeți. Fâlără S41, pe cuvântul meu de onoare, am TikTok-ul de 6 luni. Onoare să doamne. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie. De 5 luni, 6 luni, niciun leu tăți bani am donat la toți, intru și tot donez la toată lumea care cum nu mă interesează. Le arăt cine e numărul 1, să văd dacă nu... Uitați-vă ce ăsta am din 5 luni la, ca donator, 25, nivelul 26, nici nu știu. Deci dacă nu după meci o să câștig respectul și la el și la toată trupa lui, o să zică, bă, ăsta chiar e om, ăsta chiar nu-i pufă. Dorin, forță FCSB, te pup. Da, eu știu, Cătălin, așa e. Meciul ăsta mai dau și gata, ies afară, stau un pic cu voi, vă spun care e situația. Da, el nu știe, el e nehotărât, ori mă aruncă pe stăcușcă, ori mă duce la sol. Nu știe încă. Tu crezi că eu stai să dizvolt ce plan am? Eu fac mișto aici, mă, dar nu să spun niciodată tactica. Când intru un ring, dacă nu, blond. După primul pumn care ți-l dau, planul tău e să te ia targa. Bine, auzi. Ce e planul? Domnul Camaz, îți doresc succes în pregătire. Dacă o mai intra pe TikTok, să ne auzim tot așa respectos. Dacă nu te... Sigur, eu nu sunt jur niciodată, ți-am zis, nu jur. Numai eu din astea fac glume, din astea așa la mișto, că... Le doresc, la toți susținătorii tăi le doresc multă sănătate, liniște și să ne auzi cu bine, o seară faină. Asemenea și ție și binecuvântat să fie tăți, și a tăi susținători, și a mei, și tu, și familia ta. Și Doamne ajută-ți să reziști 3 minute ca să simți durere cum trebuie. Fratele meu, Camaz, după meci o să-mi zici șeful. Bine, bine. Sănătate. Bine.